Bilișoară, sclavă, cineva care trebuie să slujească până la moarte. Esme! Dar ești asistenta doamnei Bala. Nu vreau să fiu un bucătar, vreau să fiu un editor. Dacă nu vrei să te măriți, ce te oprește în ea te face editor? Sunt o fată. A fost o răsfățată, domnișoară Nicol. Dar tătă știa asta mai bine decât toată lumea. Slavă, ce înseamnă? Azi eu. Cred că trebuie să-i slujesc pe aia din familia mea până când voi muri. Fac curat, ajut cu gătitul, aprind focul. Mă simt ca o păpădie înainte ca vântul să bată. Nu trebuie să mă târzi. Nu o să-mi târzi. Văd că nu ești nici târfă, nici actriță. Simt mișcă. Și asta ce înseamnă? Înseamnă că ai venit la mine prea târziu. Rostisem cuvintele de care mi-era frică. Virgină, însărcinată, izolare, naștere. Și mă calmasem. Lucrurile se schimbă. Femeile nu ar trebui să-și trăiască viața determinate de alții. Au opțiuni, iar eu aleg să nu-mi trăiesc restul zilelor făcând ce mi se spune și îngrijorându-mă ce vor crede alții despre mine. Asta nu e viață deloc. Asta e genul de durere care duce undeva. Unde duce? Doar tipul poate spune. M-am trezit abandonată și alungată în lume. Îi simțeam privirea alarmată pe trupul meu. Nu puteam să dau înapoi. I-am mărturisit adevărul despre copil. Totuși nu i-a păsat. Pentru tine. Sper că nu sunt șpalturi. E, un fel de șpalturi. Cine știe ce crezi despre mine? A durat un an, Es, și în fiecare zi în care țineam în mână o fișă pe care era scrisul tău, am simțit că te cunosc mai bine. M-am îndrăgostit de tine, cuvânt cu cuvânt. Femei, aceleași drepturi ca ale unui pușcăriaș. Care a fost echivalentul masculin al doamnei, al curvei, al certatului comun? Nu eram fecioară, dar nu eram soția unui bărbat și nu aveam nicio dorință să fiu. Și uite așa, toate se pot termina într-o clipă. Toate reușitele și toate regretele, toate laudele și chinurile îndurate, toate pentru o fracțiune de secundă. Cred că trebuia să vină timpul și pentru asta. Singurul meu regret a fost acela că, draga mea, nu poate povesti o ultima amintire alături de mine. Cufărul este al tău, Megan. Poți să-l deschizi sau să-l lași închis. Cu iubire și multă afecțiune, Dittie Thompson.